Bună, Scorpion, și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 5-11 iunie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia Scorpion, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar dacă rezonezi cu previziunile, te invit cu drag și la o analiză cu mai multe detalii, la partea bonus din comunitatea acestui canal. Ai link în primul comentariu, dar și în descrierea videoclipului. Dacă ești interesat, apasă butonul alătură -te și acolo ai toate informațiile. Dragii mei scorpioni, este o săptămână intensă pentru voi, în mod special o săptămână în care pot apărea tot felul de tensiuni legate de casă, familie, viața voastră profesională sau chiar de aprecierea pe care voi o primiți în familie sau în relația de cuplu. Venus intră în Leu și vă ajută foarte mult acolo să vă afirmați. Bineînțeles că toată vara cât stă Venus acolo în Leu, vă oferă și tensiuni da, în relațiile cu ceilalți și vor fi momente în care o să doriți să vă afirmați, o să vă conștientizați puterea, o să vă conștientizați importanța, valoarea. Și asta e ok pentru că vă mai rezolvă puțin din acele probleme. Da? Care cu siguranță până acum tot au fost acolo. Ei, Venus face o poziție cu Pluto, guvernatorul vostru fiind învărsător Păi, uh, discutăm despre un moment în care mulți scorpioni veți lua o atitudine foarte fermă privind uh, poziția voastră în familie. Veți lua o atitudine foarte fermă privind partenerul de viață. Privind uh, o relație de iubire, care, da, voi vă doriți să meargă la un alt nivel și sunt șanse să meargă la un alt nivel. Acum depinde pe unde vă aflați. Uh, tot săptămâna asta este foarte bună pe comunicarea cu persoana iubită, pe comunicarea cu un copil și uitați că puteți să rezolvați tot felul de lucruri absolut fantastice privind viitorul unei relații. Uh, Pluto, tot guvernatorul vostru, se întoarce în Capricorn și acolo vă ajută în prima instanță să aveți niște discuții sincere, niște discuții frumoase, intense, discuții prin care să rezolvați acele probleme legate de rudele voastre, legate de anturajul vostru. Este o perioadă așa pentru voi în care veți comunica cu greutate. Da? Adică o să spuneți cu adevărat lucrurilor pe nume. Bineînțeles că mulți scorpioni veți trece prin schimbări, mai ales, repet, cei care aveți marcaj în scorpion în primele grade. Da? Deci acolo apar ciudățenii. Însă, repet, eu o situație bună. Venus va sta acolo pe casa 10 Chiar dacă retrogradează, voi veți ieși bine din povestea asta, care cu siguranță a început pentru unii, pentru alții urmează să înceapă. Um. Început cu 11 iunie, Mercur se mută în Gemeni și de acolo, timp de câteva săptămâni, te va face să ai tot felul de discuții intense, profunde. Vei avea o intuiție bună, dar vei comunica foarte mult sau vei face tot felul de drumuri pentru a rezolva tot felul de situații legate de o moștenire, o împărțire de bunuri, o bursă, afaceri, de ce nu? veți face tot felul de drumuri pentru a vă simți bine, pentru a trăi intens, unii vă schimbați mașina sau faceți schimbări din acest punct de vedere. Bineînțeles că săptămâna se termină într-o notă tot tensionată pentru toate zodiile, dar pentru noi, cei cu marcaș fix, e mai intensă poveste. Și discutăm despre o cuadratură dintre Venus și Jupiter și... Micul benefic, marele benefic, dar nu e un moment tocmai potrivit. Și spun asta pentru că, dragi scorpioni, pot apărea decizii importante privind o afacere, privind un loc de muncă, privind relația de cuplu. E vorba de cât de mult sunteți voi apreciați acolo, da? cât de mult contează cuvântul vostru. Cu siguranță, așa cum am spus, mulți scorpioni ați fost subestimați. Uh, cuiva nu prea i-a păsat de părerea voastră, fie la muncă, fie în relația de cuplu, în relația cu rudele și acum na, explodează povestea. Da, conflicte în relația cu autoritățile, în relația cu șefii sau cu partenerul de viață. Însă scorpionii care vă aflați într-o relație și totul e bine, totul e frumos, da, vă poate crește pasiunea și acum puteți să luați decizia cea mare, să faceți un copil, să vă mutați împreună. Dar în alte cazuri, dragi scorpioni, da, discutăm serios și despre niște închideri. Hai să vedem. A venit și motanul pe aici prin zonă, sperăm să vină la citire. Sperăm eroul spiritual pentru tine. Dacă nu mă înșel, a căzut această carte și pentru uh, săptămâna aceasta da, în care ne aflăm acum când filmez eu, uh, adică 29 mai 4 iunie. Eroul spiritual, numerele importante 5, 7, 12, 3, 57, culorile importante pentru tine, albastru, mov, argintiu, iar Arhanghelul Mihail este cel care îți oferă un dar, un cadou. Fii atent! Sunt luptătorul luminii divine care triumfă asupra forțelor întunericului. Insuflu în curaj celor care se ridică împotriva nedreptății și a minciunii, înlături din ființa ta negativitatea și emoțiile perturbatoare. Deci, dragi scorpioni, e o săptămână în care eu simt aici că voi sunteți acest personaj. Da? Pentru că v-ați săturat de nedreptăți, v-ați săturat de lucruri negative și săptămâna asta vă apucați și luați atitudine Și sunteți foarte bine susținuți dacă aveți curaj să vă rupeți dintr-o situație în care nu vă mai simțiți apreciați Fie la muncă nu sunteți suficient plătiți, fie partenerul nu vă apreciază suficient, prietenii, rudele, persoanele din jurul vostru da? Posibil să afli un adevăr săptămâna asta, iarăși pentru unii scorpioni nu e valabil pentru toți, vei reuși să elimini din viața ta toate cele emoții negative. Hai să vedem și tarotul ce transmite, ce trebuie tu să știi pentru această săptămână. Nu uităm că luna iunie este sub energia ta, da, sub arcana majoră moartea, deci este clar o lună cu schimbări majore pentru tine, în mod special, și sunt schimbări legate de pasiunea pe care o ai tu pentru un domeniu, deci pot fi chestiuni legate și de muncă, pot fi chestiuni legate de o relație, de cuplu, relația se poate termina sau se poate transforma în altceva poți să cunoști pe cineva, mai ales cu Jupiter acolo. Vezi că dacă ești și cunoști pe cineva săptămâna asta, nu neapărat că nu e ok, doar că e bine să te gândești de două ori. Da? Pentru că poate să fie o pasiune arzătoare și să te trezești apoi că lucrurile n-au avut rost. Avem patru de spade, pajul de băte, trei de băte. Marea preoteasă, 5 de spade. Uf, dragi scorpioni, Nouă de cupe, împăratul, o legătură cu un berbec pentru unii. Păi văd aici faptul că sunteți foarte siguri pe voi săptămâna asta, vă doriți liniște, pace, vă conștientizați valoarea și se pare că veți acționa. Avem băte pe partea voastră, semn că da, veți acționa din pasiune, din instinct, din atracție față de o persoană, față de un domeniu. Patru de spade, o vacanță pe care ți-o iei, o pauză care apare într-o relație, o lipsă de comunicare, o decizie importantă care se ia săptămâna asta. Ceva simt eu că stă pe loc și tu tot stai și aștepți. Trei de băte, niște drumuri scurte pe care le-ai de făcut săptămâna asta, dar văd și multă comunicare, multe activități pe care le vei avea de făcut. Să știi că este o săptămână în care îți poți rezolva foarte multe probleme din punct de vedere personal. Șapte de monede. Wow, ok. Te concentrezi spre trecut, stai și te uiți și vezi bun, uite prin câte am trecut în relația asta sau de cât timp sunt prietenă cu persoana asta. Analizezi foarte mult trecutul, dar unii văd că vă concentrați foarte mult pe niște bani pe care îi așteptați sau pe o moștenire, pe ceva de genul acesta. Poate pe un copil că așteptați ca ceva să crească, sunteți în așteptare. Pașul de bâte, vești bune pe care le primiți, dar pașul de bâte vorbește și despre un nou mod de a acționa din punct de vedere profesional. Și așa cum spuneam, unii puteți avea legătură cu zona vânzărilor, zona negocierilor sau puteți avea legătură uh, cu un domeniu care vă place foarte mult și care chiar vă pune pe gânduri pentru a face o eventuală schimbare. Apoi avem șapte de cupe în exteriorul tău care vorbește despre o persoană care... Cumva nu e prezent aici în realitatea fizică, e cineva care are mai multe oportunități, o persoană care nu vede lucrurile clar, nu știe ce să aleagă. Poate în jurul tău sunt mai multe variante și e vorba și de alegerea ta, însă eu simt aici energia unei persoane care uh, nu, parcă sunteți în filme diferite. Da? Tu ești pe acțiune, persoana asta e pe teorie, e pe promisiuni și ție nu prea-ți plac chestiile astea. Marea Preoteasă. Păi, dragi scorpioni, Marea Preoteasă vorbește despre secrete. Secrete care sunt ascunse, despre o persoană misterioasă, cineva care nu comunică, cineva care pur și simplu tace. Da? Întreb ceva persoana respectivă și spune da, dar mai mult de atât nu. Um. Cineva e foarte misterios. Aici cineva e foarte tăcut, cinci de spade. E cineva care fie se simte neîndreptățit printr-o situație, fie este o persoană care profită de o anumită poziție și îți poate face ție o nedreptate. Eu simt că unii o să vă treziți puțin la realitate săptămâna asta da și atunci o să acționați o să acționați, pentru că în exteriorul vostru n-aveți cu cine nu cu, cu șapte de cupe cu cinci de spade și cu marea preoteasă nu și n-aveți cu cine. Toată puterea e la voi! Dragii mei scorpioni, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Dacă ai rezonat cu mesajele și dorești o analiză cu mai multe detalii, te invit cu drag și în comunitatea acestui canal. Apasă butonul alătură-te și acolo ai toate informațiile necesare, cum anume să devii membru și să ai acces la toate previziunile bonus pentru toate semnele zodiacale pentru citirile care apar în fiecare săptămână, în fiecare lună, deci ai acces și pentru mai și pentru iunie, aveai avea acces și pentru iulie când vor apărea filmările, ai acces și la previziunile pentru anul 2023, atât partea de astrologie cât și partea de tarot, te invit cu drag și la previziunile zilnice pe Zodii, Îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru mesajele frumoase, pentru faptul că distribui aceste videoclipuri. Îți mulțumesc pentru că te-ai abonat acestui canal. Funcția abonează-te este diferită de funcția alătură-te și este total gratuită. Dacă n-ai făcut deja aceste lucruri, îți mulțumesc în avans pentru că sunt sigură că o vei face și, dragi scorpioni, vă doresc o săptămână cât mai frumoasă în care să luați atitudine și să vă schimbați viața.